Obiectivul principal al acestui acord politic este susținerea de către Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Vâlcea, Organizația Municipală a Partidului Social Democrat, a candidaturii domnului Mircea Gutău pentru funcția de primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea. De asemenea, Organizația Județeană APER, Organizația Municipală a Partidului Ecologist Român, va susține candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vâlcea pe subsemnatul Constantin Rădulescu, candidat și președinte al PSD Vâlcea și președinte în funcție al Consiliului Județean Vâlcea. Domnul primar o să fie prezent în mijlocul PSD-iștilor care îl susțin și de asemenea eu voi fi prezent în mijlocul dumneavoastră, ecologiștii din municipiul Râmnicu-Vâlcea, care iată, ați decis să mă susțineți și pentru asta vă mulțumesc. Vreau să vă spun că niciuna din marile realizări pe care le-am făcut în acest mandat nu se putea face fără un sprijin total din partea consilierilor PSD și ai Partidului Ecologist Român. Acest mandat a fost cel mai bun mandat pe care l-am avut eu. Am luat această decizie de a-l susține pe omul Costel Rădulescu, pentru că, lăsând deoparte culoarele noastre politice, până la urmă rămâne omul. Am avut o înțelegere perfectă, fără să avem nevoie de hârtii, ceea ce ne-am promis unul altuia, am respectat. Noi, cei care suntem la PER, pentru Consiliul Județean, votăm pe Costel Rădulescu. Literă de lege. Deja în sondajele pe care le-am făcut, se vede acest lucru. Vreau să vă spun, același lucru, deci la Consiliul Local votați PER, primarul, la președinte, votați Costel Rădulescu. Dacă toți vom face același lucru, veți vedea că rezultatul va fi uimitor. La Consiliul Județean avem de ales până la urmă între doi oameni, după ceilalți nu-i mai punem. Este Costel Rădulescu și... Ce să alege la figura aia? N-ai ce vedea. Cu ce promisiuni să vină? A fost la Consiliul Județean, au avut și președintele Consiliului Județean, liberale, au avut și vicepreședinte, doi sau trei. N-au făcut absolut nimic. Să arate ce au făcut când au fost la Consiliul Județean. Asta trebuie să demonstreze. Costel Rădulescu are ce are. Are zecile, sutele de milioane de euro atrase. Zecile de drumuri care s-au făcut în teritoriu. Oamenii văd acest lucru. Pentru că dacă merge partea aia în capul celălalt până la Lădești, îți rupeai mașina, acum mergi ca boierul. Trebuie să recunoaște așa zic. Îmi doresc foarte mult ca odată cu afișarea rezultatului la municipiu, deja să-l sun și să-i strâng mâna domnului președinte al Consiliului Județean, care va fi același Costel Rădulescu. Dacă ne facem treaba ca la carte, eu sunt foarte sigur că în mandatul 2020-2024, în Consiliile celor două instituții, va exista aceeași colaborare și vor avea aceeași componență ca și acum pe PSD. A venit momentul în care, iată, două instituții și doi oameni au decis în 2016 să pună capăt dezbinării, orgoliilor și aceste păcate mereu prezente la politicieni să fie uitate pentru binele oamenilor și pentru dezvoltarea și modernizarea județului Vâlcea și a municipiului Râmnicu-Vâlcea. În 2024, județul Vâlcea va avea cele mai moderne spitale din regiunea de sud a țării, pentru că în proiectele se lucrează și la proiectare și vom începe execuția. Pentru prima oară, după 30 de ani, sălile de la maternitate au fost modernizate. Vom avea toată rețeaua de drumuri județene asfaltată și vă garantez că vom avea rezolvată problema colectării și depozitării gunoaielor din județul Vâlcea. Cred că împreună vom demonstra și în următorii 4 ani că, da, în județul Vâlcea, în municipiul Râmnicu-Vâlcea, bine faci, bine găsești!